Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Obiectiv, doar aici la Ști TV. În cadrul ediției de astăzi ne-am propus să venim în fața dumneavoastră, stimați telespectatori, cu o temă destul de interesantă, zic eu, și anume Gala Educației Mureșene. Dar pentru a vă putea convinge de cele afirmate mai sus, vă invit să urmăriți următorul material. Inspectoratul Școlar Județean Mureș și întreaga echipă actuală, care în funcția de conducere și de execuție, organizează pentru prima dată Gala Educației Mureșene, în semn de recunoștință și de admirație pentru toate cadrele didactice care nu mai sunt în activitate din 1990 și până astăzi. În această zi frumoasă și în anul centenarului vom înmâna tuturor inspectorilor școlari generali, generali adjuncți de specialitate și directori, diploma și medalia Ieronim Puia. Ieronim Puia a fost primul revizor școlar imediat de după unire. De unde această idee? Din simplul motiv că suntem produsul lor. Fără ei, în viața noastră n-am fi reușit să ajungem unde suntem.
interpretează imnul de stat al României. Doamnelor și domnilor, distinși invitați, Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Panfara Armoniei Casei de Cultură Târnăveni, formată din acești minunați și talentați copii din școlile gimnaziale și liceu teoretic Andrei Brăseanu din Târnăveni, condusă de maestru Armen Vili și distinsa lui soție Marinela, vă spun bine ați venit la prima ediție a Galei Educației Mureșene. În semn de înaltă prețuire pentru dragostea care manifestă pentru copii, pentru talentul, pentru stăruința și pentru iubirea domnului Almen pentru artă și frumos, dați-mi voie să le dau și să le numesc două distinții onorante în această zi frumoasă. Doamnelor și domnilor, distinși invitați, Gala Educației Mureșene este prilejul prin care Inspectoratul Școlar Județean Mureș își îndreaptă gândul de recunoștință înspre cei care au condus destinele învățământului mureșean, inspectori școlari generali,
inspector școlar general adjunct, inspector școlar de specialitate și, nu în ultimul rând, director ai unităților de învățământ din județul Mureș din anul 1990 și până astăzi și care nu mai sunt în activitate. De asemenea, mulțumirea și recunoștința noastră se îndreaptă spre actualii directori, cei care au înțeles că începutul trebuie continuat. De asemenea, gândul nostru de recunoștință tuturor partenerilor educaționali prezenți astăzi aici, doamnelor și domnilor senatori și deputați, primari, șefi ai instituțiilor de siguranță și apărare, directori și șefi de instituții deconcentrate, directori de artă și cultură, le mulțumim din suflet. Acum, la 100 de ani de la Marea Unire, ne rugăm cu toții, sub semnul unității, al identității, al recunoștinței și al respectului. Marea Unire de la 1918 este, așa cum afirma academicianul Ioan Aurel Pop, momentul astral al istoriei noastre. Astfel încât noi, cei de azi, celebrăm vitejia și sacrificiile eroilor neamului, dar înțelegem că aceasta este și un moment când sentimentul demnității naționale ne obligă să privim încrezători înspre un mâine pe care azi îl construim pentru copiii noștri, pentru elevii noștri. Platon spunea că educația este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul. Muncind pe tărâmul educației, atât de vast, de înnobilat și de loc ușor, am știut cu toții că lecția cea mai însemnată pe care o putem învăța și o putem preda la rândul nostru este să ne facem pe deplin datoria. Am avut un cel pe care l-am urmat cu devotament și cu speranță, acela de a face din copii oameni adaptabili societății, dornici de a trăi într-o lume mai bună și mai dreaptă. Și pentru că, prin dumneavoastră, învățământul mureșean este astăzi unul de referință la nivel național, Inspectoratul Școlar Județean Mureș acordă în anul centenar medalia și diploma Ieronim Puia, prin care dorim să vă mulțumim și să vă asigurăm de toată recunoștința și prețuirea noastră. Medalia Ieronim Puia, în semn de gratitudine pentru cel care a fost primul revizor școlar imediat după Marea Unire din 1990 și până în 1940, echivalentul inspectorului școlar de astăzi. Ieronim Puia a construit peste 150 de școli în perioada interbelică. Medalia și diploma de merit Ieronim Puia este elogiul unei generații care astăzi cu recunoștință îi mulțumim. Din păcate, această generație nu este completă, pentru că unii ne privesc acum din cer. Pentru toți aceștia care ne privesc din cer și pentru tot ceea ce a însemnat pentru noi, vă invit să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc! De asemenea, vă rugăm și vă transmitem rugămintea caldă de a vă așterne gândurile și sentimentele dumneavoastră în cartea de onoare deschisă în cinstea sărbătorii noastre, carte pe care o să o închidem în 31 decembrie 2018 într-o capsulă a timpului, împreună cu toate materialele promoționale, și va fi deschisă la următorul centenar de 200 de ani. Doamnelor și domnilor, v-am așteptat de 100 de ani, din care 55 sunt ai mei. Vă mulțumim că existați pentru noi, vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră. Să fie astăzi alături de noi domnul doctor Sorin Puia. Mulțumesc și sunt onorat că am fost invitat la Gala Educației Mureșene. Adevărul este că și eu am beneficiat de
școală, de una dintre școlile înființate de bunicul meu. Singurul meu merit în momentul de față este să vă spun că sunt nepotul lui Ieronim Puia. În perioada între anii 1955 și 1960, până la decesul bunicului meu, am beneficiat de o școală la Reghin, pe care am făcut-o. Era o perioadă tulbure, cu lipsuri, o perioadă întunecată, în care părinții mei nu mi-au povestit prea multe despre activitatea interbelică a bunicului meu. Ulterior am aflat toate astea și adevărul este că sunt plecat de 50 și ceva de ani la București și sufletul meu a rămas tot în zona Mureșului, așa cum de fapt mi-a rămas și locul de veci. Așa că ideea este că amintirile mele legate de bunicul meu sunt foarte vii. Sigur că era un om blând, un om împăciuitor, un om cult și religios. Și dacă ne gândim așa, el a fost cu 90 de ani înainte de apariția paneuropenismului, a fost un european, pentru că vorbea limba maghiară, limba germană, limba slovacă, și-a completat studiile la Bratislava. Avea prieteni din toate etniile, inclusiv o școală israelită din Târgu Mureș a acordat o bursă pentru unul dintre elevii respectivi, el fiind bursa Ieronim Puia. Mulțumesc pentru invitație și în continuare, chiar dacă sunt plecat de așa de mult timp, sufletul meu a rămas aici. Mulțumim, domnule doctor. În ceea ce mă privește, vă asigur că sunt adeptul principiului respectului care îl port tuturor partenerilor educaționali. Bună ziua tuturor! Mulțumesc domnului secretar general pentru onoarea pe care mi-a făcut-o de a mă invita la acest eveniment deosebit și pentru diploma și medalia pe care mi l-a oferit. În urmă cu 361 de ani, în România, în localitatea Făgăraș, se înființa prima școală românească. Anul acesta, 2018, suntem în anul centenarului României. Inițiativa Inspectoratului Școlar General de a organiza o gală a educației mureșene în acest an este una lăudabilă și m-am asigurat că este așa în condițiile în care, atunci când am primit solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Mureș pentru organizarea acestui eveniment, mi-a fost foarte ușor să conving colegii consilieri ca instituțional Consiliul Județean să devină partener al acestui eveniment. Ediția 1 în anul centenarului României. Mă încearcă un sentiment de aducerea minte, în condițiile în care m-am întâlnit și am văzut în sală foștii mei dascăli. De la Reghin, unde am urmat și eu învățământul primar, gimnazial și învățământul licear. Și, sincer vă spun, am devenit și nostalgic. În cei 25 de ani de activitate, începând din 1990 până în, de fapt, până în prezent, am avut de asemenea șansa de a colabora cu
instituțiile de învățământ, cu inspectoratul școlar, cu unitățile de învățământ din județul Mureș. Și spun aceasta pentru că în anii de școală și ulterior, până în prezent, am avut ocazia să cunosc personalul didactic din județul Mureș. Și o să spun, fără teama de a greși, că județul Mureș are un personal didactic, un colectiv de cea mai înaltă calificare. Și tânăra generație, de asemenea, este una care îmi dă speranța într-un viitor așa cum îl merităm și cum îl dorim cu toții. Doresc succes și multă sănătate tuturor cadrelor didactice în activitate. Sănătate și viață lungă celor care au slujit cu devotament învățământul mureșean. Succes inspectoratului școlar, îi asigur în continuare de întreaga disponibilitate și colaborare. Vă doresc o zi deosebită. Eu vă spun ca un cunoscător, la rândul meu sunt cadru didactic universitar, că în județul Mureș s-a făcut și se face carte. Sigur, sunt unii care învață, cărora le place să învețe și nu ține de profesor, de cadru didactic, să-i toarne materia cu pâlnia, cum se spune în limbaj popular, sau cu tolcerul celui care nu vrea să învețe. Câtă vreme ai profesorul pregătit, astăzi se știe prin gradele didactice, prin selecțiile și pregătirile care se fac în mod consecvent, cadrele didactice sunt pregătite, ba mai mult supra-pregătite. Problema este dacă ai cui să transferi bagajul tău de cunoștințe și priceperea pe care ai dobândit-o la catedră. Din păcate aici avem o mare problemă. Și acest lucru este vădit prin rezultatele de la bacalaureat, a celor care absolvă liceul și vedeți că ajungem la un procent de 50%, adică jumătate doar ajung să susțină cu succes și aceste examene. Prin urmare, eu cred că dumneavoastră sunteți super calificați. Eu sunt mândru cu profesorii, cu cadre didactice, cu personalul din învățământ din județul Mureș, dar avem o problemă de ansamblu la nivelul țării. Și aceasta constă într-o curiculă supraîncărcată. A spus-o și Academia Română. Problema educației în România astăzi constă, din păcate, într-o pregătire mai mult cu caracter informativ și mai puțin cu caracter formativ. Adică nu dezvoltăm competențe concrete, practice ale absolvenților menite a le servi în viață și a-și găsi un loc de muncă. Și asta nu este vina dumneavoastră. Este vina unui sistem mereu pus pe reforme, supra-reformist, al unor reforme fără de fond. Aici este problema de bază. Și ceea ce constată Academia printr-un studiu de specialitate, chiar vă recomand să-l parcurgeți, măcar din curiozitate, să vedeți cei mai ilustri oameni intelectuali ai României au elaborat un program de dezvoltare într-o viziune a Academiei pentru România pentru până în 2040, la care nu face referire aproape nimeni. Aici se face și un studiu extrem de complex și de serios legat de situația învățământului din România de azi, a punctelor forte și a celor mai puțin reușite și care ar trebui modificate. Dar cine să țină cont de aceste lucruri? Un exces de reformă ne conduce într-o zonă fatalistă în care astăzi, din păcate, vedeți, abia așteaptă să termine absolvenții ca să fugă în afara țării. Iar uneori, din registru politic, se spune că sunt o rușine pentru România niște generații, numiți de creței sau altfel. Mă întreb dacă ei sunt o rușine, oare ce se va întâmpla cu generația Pokémon, care este la modă și pe val. Oameni buni, nu trebuie să cădem în astfel de capcane. Eu cred că din zona de depreciere în care a ajuns statutul social al profesorului, că acest lucru este rușinos, felul în care este privit în societate un profesor, un cadru didactic, faptul că nu este recunoscut, nu sunt recunoscute meritele, pare mai degrabă un perdant, un om care și-a pierdut vremea și, prin urmare, câtă vreme nu este respectat, nici nu are cum să performeze la justa sa valoare. Cred că aici ar trebui să
ne manifestăm politic și să generăm programe care să schimbe această perspectivă. Trebuie să educăm gustul pentru carte, apetența pentru a ne pregăti. Poate nu știți, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ce privește formarea continuă la nivelul cetățeanului, individului. Și din păcate nu avem nici creonat un concept unitar asupra pregătirii valorice a individului. În ce direcție îl îndreptăm? Care sunt valorile sale valide, identitare și morale în temeiul cărora îl pregătim? Iată probleme fundamentale despre care nu vedeți să se face vorbire în spațiul public. Și mai este ceva. Cred că astăzi, mai mult decât oricând, Darwin este de actualitate cu al său evoluționism și care ne-a spus filozofic și mai apoi a fost preluat și de Schopenhauer și de Nietzsche, societatea evoluează într-o direcție a celor care nu vin puternici, ci adaptabili. Nu supraviețuiesc puternici, ci adaptabili. Asta trebuie să reușim și noi ca țară, într-o competiție și în educație și în general în economie, în agricultură, trebuie să ne adaptăm și să avem aceste lucruri creonate, pregătite de la nivelul educației elementare, primare și sigur a specializărilor ulterioare. Trebuie să pregătim acest cetățean român de care să fim mândri și depinde de noi toți. Eu vă mulțumesc celor pe care știu că v-ați făcut datoria, v-ați încheiat cu fruntea sus o carieră, ați fost director de unități de învățământ și se vede amprenta dumneavoastră asupra generației mele, asupra generației noastre. Suntem cu toții importanți, trebuie să țineți aproape de administrațiile publice locale, fiindcă ele vă dau măsura posibilităților materiale pentru a se pregăti și pentru condițiile dumneavoastră de muncă și eu sunt convins că tot noi ne vom face rânduială. Doamne ajută, mulțumesc! Mulțumim, domnule deputat, și îl invit cu mare plăcere și respect pe domnul deputat Voș-Levente. Nu sunt născut în județul Mureș, cunosc mai puțin școlile din celelalte orașe și comune ale județului. Însă mă străduiesc să învăț cât mai repede și cât mai bine. Permiteți-mi să urez la mulți ani și pentru prima școală superioară, chiar astăzi, sau anul acesta mai de fapt, împlinește 300 de ani, care a fost înființat la noi în Târgu Mureș. Permiteți-mi să urez la mulți ani primei școli care a fost înființat, Școala Particula în Târgu Mureș, de aproape 450 de ani. Eu cred că aceste clădiri ne onorează pe toți și într-un fel și ne dau responsabilitate. Însă, cred că nu clădirile sunt cele mai importante lucruri. Cred că glasul copiilor, râsul vioi al lor, responsabilitatea părinților de a trimite copiii la școală și de a face efortul financiar de a-l menține acolo, de a-l educa și mai ales efortul și sufletul nostru al profesorilor ne onorează în cel mai mare măsură și eu cred că împreună în Târgu Mureș, chiar dacă nu sunt mureșan născut, ne poate oferi un viitor comun și bun. Vă mulțumesc pentru invitație și permiteți-mi să spun câteva vorbe și în limba maghiară. Tisztelt tanárurak, akik eljöttek, igazgató urak, én azt hiszem, hogy a mi feladatunk az, hogy jelen legyünk. Jelen legyünk ma, jelen legyünk holnap, úgy, ahogy jelen voltunk a múltban is. Én azt hiszem, hogy a mi feladatunk az, hogy nagyon jól meghatározzuk, hogy hol kell örvendenünk, hol kell tiszteletet tennünk, hol kell egymás kezét megfogjuk. Și mi-a fost foarte greu, la câte lume deosebite este în sală, să le pot da eu medalele. Și mi-ar face o deosebită plăcere dacă dumneavoastră vi le-ați pune la vite. Așa cum v-am amintit, am spus că astăzi avem și invitații din rândul comunității al primăriilor. Trebuie să recunoaștem că fără dumnealor, unitățile școlare nu pot funcționa sub nicio formă.
Am să invit o doamnă primar la cuvânt sub o altă prezentare. Nu cu mult timp în urmă, doamna era pe această scenă și a spus textual următorul cuvânt, următoarea frază, cu siguranță nu o reține, dar eu am reținut-o. A spus următorul lucru, doamnelor și domnilor, să știți că la mine la primărie vine foarte multă lume. Doamna s-a oprit, n-a mai spus nimic. După aceea ne-am dat seama și toată lumea și-a dat seama că lumea de la primăria respectivă are totdeauna ușile deschise. Este vorba despre doamna primar al municipiului Reghin, doamna Maria Preotu. Și domnilor, sunt onorată, dar mai mult decât atât sunt copleșită de emoții. Poate o să fiu puțin patetică, dar înainte de asta vreau să îmi dați voie să mulțumesc domnului inspector general pentru ideea minunată și echipei dânsului pentru organizare. Felicitări și toată stima noastră. Este un lucru minunat. Acum multe decenii, vreo 6, într-un sat mic, numit Habic, poate mulți n-ați auzit, mă nășteam eu dintr-o familie de țărani, cu o mamă care citise toate cărțile din bibliotecă și cu un tată care muncea din greu să ne asigure toate condițiile. De la 12 ani, în fiecare vacanță, în fiecare zi, mă ruga la Dumnezeu să ploaie, să nu mai mergem la muncile câmpului, dar mama, citind atât de mult și în special cărți de valoare, în timpul școlii nu ne lăsa să facem nici măcar patul să învățăm. După ce am avut și eu copii, am realizat că de fapt tata ne ducea la muncă să vedem ce greu este să trăiești fără școală, iar mama ne-a creat condițiile să ne depășim condiția de țăran. Și le mulțumesc pentru ceea ce au făcut. Dar dați-mi voie acum să nu spun numai să rămână mamă, să rămână tată. Să spun să rămână, doamnă învățătoare, domnule profesor și domnule director și doamnă. Sunt aici și profesorii mei și directorii mei, cărora și astăzi le spun să rămână, Zoe, și nu mă lasă să-i spun să rămână. Noi, cei invitați, suntem astăzi aici pentru existați dumneavoastră. Noi astăzi suntem atât de invidiați pentru calitatea umană și copiii noștri sunt olimpici și sunt remarcați în toată lumea pentru că existați dumneavoastră. Lăsați-mă să mă închin în fața dumneavoastră. Nu îi ascultați pe cei care vă denigrează. Sunt părinți frustrați, poate, care nu știu că, de fapt, toată valoarea noastră este în mâinile dumneavoastră. Și dacă noi, ca părinți și ca bunici, nu vă respectăm, nici copiii noștri nu o să vă respecte. Iar calitatea învățământului este degradată, poate și din conflictul între părinte și profesor sau învățător, pentru că fiecare își vede copilul cel mai deștept, cel mai bun, și dacă rezultatele nu sunt pe măsură, poate să devină profesori, gândesc unii. Eu sunt convinsă că nu este așa, pentru că eu sunt cel mai bun exemplu. N-a avut cine să mă învețe, dar am aici profesorii mei care m-au ajutat și ne-au ajutat pe noi cei care suntem invitați să fim astăzi pe scenă, pe domnii parlamentari să ne conducă viața acolo și soarta la București și dumneavoastră sunteți cei care ne-ați ajutat și datorită dumneavoastră suntem aici și datorită dumneavoastră copiii noștri sunt extraordinari și vor fi. Resursele umane, cea mai mare bogăție a României, este în mâinile dumneavoastră și vă suntem recunoscători și vă admirăm pentru unele jigniri pe care vi le aduc unii dintre noi și iertați pentru că nu știu ce spun și fiecare moare pe limba lui, se spune la noi, la români. Eu vreau să vă doresc să fiți la fel de puternici, să fiți la fel de buni, să fiți la fel de loiali țării noastre și să vă conduceți cu același sâr destinul al dumneavoastră, dar mai ales al copiilor noștri. Eu am o colaborare extraordinară cu cadrele didactice pentru că am fost crescut într-un respect desplin
și poate asta este un lucru care uneori lipsește, chiar dacă diferentele sau concepțiile politice ne-au despărțit, toți inspectorii generali au fost extraordinari atunci când a trebuit să o facem pentru instituțiile de învățământ și le mulțumesc tuturor inspectorilor, inspectorilor generali, directorilor și cadrelor didactice. Să ne trăiți, dragii mei, să fiți la fel de demni și să vă dea Dumnezeu doar zile frumoase. Vă mulțumesc mult! Mulțumim mult, doamna primar! Îmi face o deosebită plăcere să invit în scenă pe domnul președinte al sindicatului Spiro Aret, care și-a manifestat dorința să vorbească și sper că ne va spune că ne va da bani cât de mulți ca să așteptăm. Primele cuvinte care le-am auzit respectiv la această gală eram în birou inspectorul general. L-am felicitat atunci pentru idee și eram sigur că va duce această idee până la capăt. Iată că se întâmplă astăzi și este una din aceste idei importante. Sindicatul Spiro Aret a fost și este alături la aceste activități și alături de această instituție care se numește Inspectorul Școlar Județean Mureș. Privind în sală, spre o parte sau spre alta, vă spun că învățământul județean a fost pe mâini bune întotdeauna. Mă uit mai sus, altă generație, pe mâinile căruia se află în acest moment învățământul și nu am emoții pentru acest lucru. Și în continuare vor veni poate alții și alții, dar nu pot astăzi, cu emoțiile respective, decât să vă mulțumesc pentru colaborare, pentru că au fost vremuri grele, după Revoluție mai ales, cu salarii foarte mici, cu multe neajunsuri. Ne-am străduit să vă facem să zâmbiți din când în când, iar acum cred că suntem la partea finală în care mulțumirea dumneavoastră este de plină și încercăm să ne străduim ca să aducem pensiile de care beneficiați mai aproape de ceea ce înseamnă realitate. Deci pentru un nivel de trai mai bun. Să vă dea Dumnezeu sănătate celor care a slujit învățământul